România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. De două luni suntem căzuți în cea mai profundă criză a nației noastre. Trăim un dezastru sanitar, o criză inflaționistă, dar și o criză politică și poate mai ales una de lideri. În timpul acesta ni se întâmplă atât de multe lucruri la care nu avem răspunsuri adecvate sau la care nu mai avem pur și simplu răspunsuri. De asta știrea de azi a trecut aproape neobservată și mai ales fără o dezbatere publică pe care eu o consider necesară. Mai ales că e o parte foarte importantă, poate cea mai importantă a crizei economice prin care noi aici trecem. Oamenii buni, calificați, muncitori și mai ales lipsa lor. Ei părăsesc România și astăzi avem un răspuns guvernamental la această chestiune. Știrea sună așa. Guvernul României va aproba pentru anul viitor cel mai mare număr de permise de muncă pentru muncitori din afara Uniunii Europene. Este vorba de 100.000 de permise de muncă, încă o dată cel mai mare număr din istoria țării noastre. De altfel, guvernul Câțu a dublat acest număr de două ori într-un an, de la 25.000 de permise la 50.000 de permise, după care la 100.000 de permise. Asta arată că marile companii sau antreprenorii români nu mai găsesc oameni cu care să muncească. Dar stați, că asta nu e tot. La rândul ei, Parlamentul a aprobat un act care le dă posibilitatea cetățenilor din Republica Moldova, Ucraina și Serbia să muncească în România fără permis vreme de 9 luni. Și acesta este alt tip de forță de muncă alăturată celor care vin din străinătate. Ținta rămân însă muncitorii din Nepal, din Vietnam, din Thailanda, din Sri Lanka, din Filipine. Ei sunt cei așteptați, mai ales pentru construcții, Horeca, dar și alte industrii care au nevoie de oameni. Încă o dată, e vorba de cel mai mare număr din istoria noastră. În timp ce la noi găsește o grămadă de politicieni dispuși să lupte cu imigrația, în realitate aceasta își produce efectele și își vede de treabă. Cauza este clară, România nu mai are forța de muncă de care are nevoie și pierde din cauza două tipuri de plecări, plecarea clasei educate, care așteaptă altceva de la țara asta, dar și cea a multor oameni care nu mai doresc să muncească pe salariile patronatelor din România. De ce să muncești aici pe 500-600 de euro dacă poți să faci 1500, e adevărat, în condiții mult, mult mai grele în afara țării, dar poate cu mai multe drepturi respectate? Și astăzi poate ar merita să ne întrebăm de-a dreptul, fără ocolișuri. Motivul pentru care nu vrem să mai muncim în România sunt salariile mici? Dacă s-ar mări salariul minim, de exemplu, cu 900 de lei, cum propune USR prin acel program zero taxe la salariul minim, am rezolvat oare parțial criza forței de muncă? Sau poate ăsta e bunul mers al societății? Ce să zic? Noi plecăm să muncim pe ceva mai mult și așteptăm pe asiatici sau pe cei în Ucraina, Serbia și Moldova să preia treburile care nu ne mai plac, măcar financiar. Asta e problema de echilibru pe care vă dau astăzi și la care vă cer eu câteva soluții. 0372069599. Cum vedeți această decizie a guvernului? S-ar rezolva criza forței de muncă dacă patronii ar mări de la sine salariile? Și, desigur, aștept povestirile voastre. Cât de greu este astăzi să găsești forță de muncă, care e domeniul ăla cel mai greu? Și, desigur, pentru cei dintre voi care muncesc deja cu acești oameni veniți de peste mări și țări, ce experiențe aveți, oameni buni? Cum muncesc ei? Mai bine ca noi? Mai așezat? Au trei mâini, trei picioare? Sunt mai cuminți? Nou sindicat? Care e povestea lor? Haideți să deschidem România în direct. Nu uitați, suntem și pe pagina de Facebook la Europa FM. O să vă mai dau date pe parcurs ca să înțelegeți dimensiunea problemei. Dar acum este timpul să-l ascultăm pe Dorel. Salut! Salut, Cătălin, salutări ascultătorilor Europa FM. Nici când se putea mai bine această emisiune azi pentru mine, îmi vine mănușă
Păi. Ținând cont că la ora 10, ora România, am avut un interviu cu un bucătar din Sri Lanka. Yeah. Dar eu am să încep cu sfârșitul, să zic așa, după care revin. Puneai de salariile din România. Noi activăm în domeniul Horeca, la Cluj, din Cluj sunt eu, în Apoca. Avem două restaurante, un restaurant cu specific internațional și un restaurant cu specific asiatic, mai exact bucătărie sushi, restaurant japonez. Mm-hmm. Pentru ambele restaurante avem, suntem într-o criză acută, dacă mă pot pronunța așa, de personal. La noi în restaurant salariul începe de la 3.000 de lei primele două luni, după care gradual creștem undeva la a treia, a patra lună, să zic așa, ajungem undeva la 4.000 de lei pentru un bucătar. Pentru un bucătar. Chiar în aceste condiții, noi nu găsim să angajăm bucătarii în Cluj. Avem anunțuri promovate pe toate site-urile și oriunde se poate promova un anunț de angajare. Scuze. Inclusiv la AJOFM Cluj-Napoca am depus... Deci, stai un pic, la 4.000 de lei, plus că știu la voi, ne-a învățat Adi Hădean, că oamenii mai întreabă și cât rămâne. Deci 4.000 plus cât pleacă într-o lună așa în mână omul. Nu, vorbesc de bucătar. Păi de bucătar. Păi ce? 4.000 la... net în mână. Nu, e 4.000 net în mână. Și nu mai împărțiți? Eu ce nu mai vorbesc e... de brut. Eu nu de brut, nu. Te întrebam de bacșișul pe care îl lasă oamenii. Nu se împarte și cu bucătarul pe acolo? Voiam să știu. Ei, cu... bacșișul fac cei care sunt, sunt curieri, care distribuie mâncarea. Aha, aha. Activăm doar pentru pe delivery. Ah, am înțeles, ok. Deci e, 4... salariul la noi este 4.000 net, da? Uh-huh. Au o masă pe zi, acum o masă pe zi care poate să fie chiar două. Suc, cafea, toate cele necesare unui om pentru a-și desfășura în condiții normale, zic eu, activitatea. Ei, în aceste condiții noi nu găsim angajați în Cluj. Avem anunțuri, ca asta am începeam să am început să spun, avem anunțuri promovate, nu am primit nici măcar un telefon, un SMS, în care să fim întrebați care este salarizarea, care este programul de lucru, etc. Ei, în aceste condiții am luat legătura cu o firmă de recrutare a forței de muncă și în această lună vom aduce la restaurantul nostru 3 bucătari pe bucătărie internațională, iar doi pentru sushi. De ce nu găsești români? Dacă ai dat 5.000 de lei, ai găsit? Am avut la interviu un domn care se dădea bucătar și l-am rugat să-mi fac un mezaplaz la un anumit preparat. Și mi-a spus că el nu-și mai amintește. Deci e foarte simplu să ceri 4.000 de lei, dar tu ce oferi și tu ca și angajat de acei 4.000 de lei? Că și aici este o mare problemă. Toată lumea știe să-ți ceară un salar mare, dar tu ce produci de acei bani? Ce știi să faci de acei bani? Bun. Este simplu să ceri 4.000, este simplu să ceri 5.000 de lei. Dar ca să-mi ceri 5.000 de lei, tu ca bucătar trebuie să aduci plus valoare acelui restaurant. Acel restaurant să aibă de unde să-ți dea acei 5.000 de lei. Deci dacă ideea de bază e că... Dacă avem un alt business în spate, de unde să susțin un restaurant, acela nu mai e business. Un business trebuie să se susțină singur. Bun, băieții ăștia pe care i-a aduci din Sri Lanka se mulțumesc cu 4.000 de lei, da? Nu, adică... cei care aducem din Sri Lanka, pentru că am auzit diverse discuții așa. Și pe forumuri și pe toți cei care n-au avut de-a face cu așa ceva, dacă nu mă credeți și îmi dați o adresă de mail, un WhatsApp, eu vă pot trimite toată documentația care noi am pregătit-o. Așa. Salarul pentru un... apropo, fac o scurtă paranteză. Noi la interviu, pe lângă interviu care l-am avut cu ei... am solicitat inclusiv probă de lucru, da? Uh-huh. Deci nu doar așa pe povești, domnule, o fi bucătar, nu fi bucătar. S-au învățat ei câteva rețete din afară. Nu, am avut probă de lucru în care eu pe momente am spus să-mi facă o reducție de cutare, să-mi facă un anumit sos, un anumit preparat, plus întrebări teoretice. Asta ca și paranteză și încerc. Uh-huh. Un salariu pentru un muncitor calificat, deci nu necalificat, muncitor, bucătar calificat cu diplomă și experiență în domeniu, salariul este undeva între 600 și 650 de dolari pe lună. În condițiile în care contractul de muncă spune așa, se lucrează 6 zile pe săptămână, 10 ore pe zi. Da. Pe lângă acei 650 de dolari, noi trebuie să asigurăm angajatului cazare și masă. Ei, da. În cazul nostru este mai simplu, pentru că fiind restaurant... Masa e rezolvată, da. Și, cu cazarea, da. E o chestiune. E foarte interesant. În cazul nostru tot am rezolvat-o pentru că am
două apartamente unde am posibilitatea să-i cazez. Deci cazul nostru este oarecum puțin mai simplu. Domnule, din punctul tău de vedere e perfect. Îți mulțumesc tare mult, Dorel, pentru povestire. Da, chiar că nu era început mai bun pentru chestiunea asta. E, ai noștri sunt și scumpi și rari, nu-i găsești deloc. Și atunci, iată cum vine cetățeanul din Sri Lanka și ocupă locul de muncă. Dar totuși, ce ar convinge, mă, oameni buni pe ai noștri să muncească în condițiile astea? Că care ar fi atracția? Banii? E numai vina patronilor? Cum rezolvăm situația asta? Ce răspuns dăm aici? Andrei, salutare, ești la România în direct. Da, Andrei, salut, ne auzim? Da, nu ne auzim, îl căutăm din nou pe Andrei. Hai să-l vedem pe Dan. Salut, Dan. Bună, bună. Se aude? Se aude. În ce situație ești? Nu, eu privesc de pe margine situația. Yeah. Dar întrebarea era ce părere avem. Eu am o părere bună. Și v-aș zice o poveste care e adevărată. Am un prieten, inginer de construcții, prin anii 90, a plecat cu câțiva muncitori în Spania. Normal, se câștiga mult mai bine, dar trăiau în containere. Când au început să crească prețurile și la noi, și-a făcut el un calcul și a ajuns la concluzia că merită să vină înapoi în țară. A venit înapoi în țară cu echipa lui, a crezut că va lucra ca în Spania, dar echipa lui a început să meargă acasă. Și după câteva zile a constatat că încep să întârzie. După care a constatat că au început să dispară saci de materiale de pe șantier. Asta era o poveste. A doua poveste care aș vrea să vă spun, lângă localitatea mea, există un combinat de prelucrare a găinilor, în care până în 90 și ceva lucrau câteva sute de femei din zonă, iar acum lucrează câteva zeci de oameni, tot așa, veniți din zona Indiei, Sri Lanka. Nu mai lucrează femei prea multe din România. Da, acum vin și de ce am zis acest subiect. Nimeni nu știe cu ce se ocupă acei oameni. Iar noi, când am început să plecăm în Occident, veneam acasă. Vai ce rei sunt străinii, cum nu ne bagă în seamă. Tot așa nu-i băgăm nici noi pe ei. Două povestioare, iar eu termin zicând, eu zic că e bine că vin. Cel puțin din punct de vedere sociologic. O zi bună. Spor la treabă. Uite, domnule, a fost omul scurs și la obiect. Da, știți că venirea asta lor e și un tip de avantaj. Pentru că sunt mai prost plătiți, prețurile vor rămâne o perioadă mai jos. Costul forței de muncă e mai jos în domeniile respective. Asta e o veste bună pentru noi, cei care cumpărăm. Pe ansamblul societății însă, nu știu dacă lucrurile funcționează cu totul de maniera asta. Salutare, Horia! Bine ai venit la România în direct. Cel mai mare număr de muncitori străini în România, ai noștri pleacă. Ce părere ai de decizia asta guvernului? Bună, Cătălin! Bună ziua ascultătorilor Europa FM! Se aude bine? Da, 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 te ascultăm! Cristi sunt, antreprenor din Cluj-Napoca. Nu aș vrea să spun exact breasla unde activez pentru a nu crea tensiuni sau, mă rog, a nu a da apă la moară colegilor. Vreau să spun că nu cred că această majorare va soluționa cu ceva problema crizei de muncă, deoarece eu văd în felul următor. Majorând salariul minim cu, nu știu, să spunem 30%, nu vei putea crește și randamentul acelor persoane cu 30%. Eu mă refer la nișa unde mă mișc eu, vorbim de, să zicem, personal necalificat. Cred că, dimpotrivă, este un impediment, deoarece majorând salariul minim va atrage, acest lucru va atrage după sine o groază de majorări, așa cum știm. Printre altele, se vor majora ajutoarele sociale și multe alte lucruri care tot în dezavantajul lucrătorului vor fi. Și cel mai important, cred eu că, sau mă rog, principala problemă cu care eu mă confrunt este faptul că acești oameni, oricât bani le-ai oferi în plus,
cred că mai benefic ar fi profesionalizarea individului, specializarea lui. Cred că aici este cheia succesului. Adică să aduci valoare adăugată, spui tu, dar în același timp, menținând, tu fiind avocatul menținerii salariilor ăstora mai mici, unde o să găsești oameni? Cum o să procedezi? Nu mă înțelege greșit. Nu sunt adeptul muncii pe un salariu minim brut de cât este acum 500 de euro sau ceva de genul. Da. Brut. Sunt adeptul majorării, dar în tandem cu o profesionalizare și cu o responsabilizare. Astfel spus, dacă vrei cumva o vorbă mai din afara ecuației, dai cu o mână, iei cu alta. Gentil făcute ambele gesturi, dar trebuie să ne ridicăm altfel, fără stimulentul ăsta, fără a aștepta cineva să-ți ofere ceva și a nu da ceva la schimb. Adică, stai puțin, că tu ești foarte politicos. Tu vrei să-mi spui că muncitorul român nu-ți oferă calitatea pe care o dorești. Tu ai spus-o, nu eu. Dar tu o sugerezi, adică cum? Tu îmi zici așa, băi, ai noștri sunt, ce să? Dar ai noștri ăia buni, nu cumva sunt plecați cu toții pe în afară? Aș prefera să nu-mi dau cu părerea la ce nu mă pricep. De aceea mă rezum la zona unde mă mișc eu. Vorbesc de aici. Principalele greutăți pe care eu le întâmpin în a recruta forță de muncă necalificată sau minim calificată sau spune cum vrei, să zicem acolo, este faptul că mulți locuiesc în zona ajutorului social și îmi spun, păi, dacă eu primesc 800 de lei, 1000, să spunem, cu ce m-ar ajuta, mă rog, pe lună fără a face nimic, de ce să vin la tine să lucrez 21 de zile pe lună pentru un salariu de, nu știu, 1700 de lei plus tichete de masă? Ok. Discuția asta mai e valabilă și astăzi, în 2021, adică te mai descurci cu ăia 800 de lei? În continuare spui tu că avem o masă de populație care preferă să stea la 800 de lei acasă? Adică asta pare așa că vine din vechime. Da, și picăm într-altă discuție aici, care este munca zilieră, ca să nu-i spunem colorată într-o culoare închisă. Da. Te înțeleg, nu pot să fiu de acord până la capăt cu tine, pentru că eu sunt convins că există o mare plajă de oameni în România care, conform pregătirii și disponibilității lor de a munci, nu mai pot accepta să fie plătiți cu 500-600 de euro. Eu cred că deja s-a făcut această clasă, să-i zicem, sau grup social, care tinde să plece dintr-un milion de motive, plus banii, către zări mai bune și să lasă locul acestor muncitori care vin din Nepal. Și cumva ai dreptate când spui că da, un om calificat va primi mai mult, dar până când să se califice în școlile din România, el trebuie să-și hrănească familia. Iar gestiunea așteptărilor îi spune, Dorele, nu mai merge cu 600 de euro, ci ne trebuie 1000 de euro acasă, ia vezi de unde îi aduci. Te-ar dărma dacă ai plăti mult mai mulți bani unui astfel de muncitor? Adică afacerea ta s-ar duce de râpă? Ce încerc eu să spun este faptul că eu sunt prins la mijloc ca antreprenor între beneficiar și acești angajați. Nu m-ar deranja să plătesc infinit atât timp cât și afacerea mea o văd că are un ritm de creștere sau un ritm sănătos. Sincopele acestea sinusoidal, mă rog, traseul ăsta sinusoidal nu mă ajută nici pe mine ca afacere și eu îmi doresc stabilitate, cu siguranță. Eu, ca și forță de muncă necalificată, mă adresez unor oameni care la o vârstă înaintată sau, mă rog, medie, se reprofesionalizează sau unora care de la început nu au apucat nicio cale și acum încearcă să dreagă busuiocul cu, scuzați-mi expresia, cumva. Și atunci, și partea cealaltă a afacerii sunt beneficiarii care pot fi diverse companii din diverse culturi, din diverse țări, care poate că s-au obișnuit și ei cu această mână de lucru ieftină și o țin tare în negocierile cu toată lumea, antreprenori. Toată lumea vrea să fie ieftin, da.
Mulțumesc tare mult pentru telefonul tău, antreprenor de la Cluj. Un sondaj Avangard făcut în vara asta arăta că salariile mici reprezintă principala cauză care i-ar face pe români să plece din țară. Următoarele două sunt mult mai interesante. Corupția și clasa politică fiind apoi în clasamentul nemulțumirilor. Ne place să plecăm în Marea Britanie, 35% dintre persoanele intervievate declarând că ar munci sau s-ar muta definitiv acolo, apoi în Germania, Italia, Franța și Spania. 43% dintre cei intervievați au în familie apropiată oameni plecați în străinătate, fie că e vorba de părinți, frați, copii, verișori. 43%. Înțelegeți? România a pierdut fibra profundă a muncitorilor săi. Astăzi o înlocuiește în mod natural cu acești oameni veniți de peste mări și țări. Întrebarea care se pune e dacă acesta este cursul firesc sau cumva vom avea și de suferit din cauza asta. Florin e acum la România în direct. Salutare, bine ai venit! Bună ziua! În primul rând, trebuie să fac o specificație. Aveți o informație greșită. Care în sensul că legea dată în Parlament permite celor din Moldova, Ucraina și Serbia să lucreze fără permis, nouă fără permis. Dar, practic, această lege nu a rezolvat absolut nimic. Din contra, a încurcat lucrurile foarte tare, pentru că a fost o lege care a fost trecută tacit, care venea într-o contradicție flagrantă cu legea veche, și atunci a fost un adevărat fiasco, fiasco care s-a, cel puțin eu personal, ca și consultant, l-am simțit deseori la clienții mei, pentru că eu cu asta mă ocup, eu fac permise de muncă, permis de ședere, avize de muncă și ofer consultanță atât beneficiarilor de aici cât și celor din zi cinstit, ți-a stricat piața, că dacă aveai moldoveni care veneau la tine după acte, ți-a stricat piața, că acum nu mai au nevoie de acte. Nu ați înțeles. Tocmai asta încerc să vă explic. Ei au în continuare, ei obțin o viză de muncă, da? Obținerea acelei vize de muncă, faptul că ei nu mai obțin avizul de muncă, asta nu reduce din timp, da? Doar reduc anumite documente. Dar timpul de așteptare a fost chiar mai mare. De asta eu clienților, în momentul când vreau să aduc opțiunea din Republica Moldova, repede, le spuneam, mergi pe legea veche, că este mult mai ok. Toată lumea știe ce are de făcut, când pe legea nouă este un fiasco total, da? Deci imigrările, toate, dacă te duceai, de exemplu, la un inspectorat de imigrare la Constanța, spunea exact opusul celor de la București, voia de la Timișoara știau altceva, da? Asta este un aspect. Al doilea aspect, degeaba a făcut guvernul, a dat contingent de 100.000 de avize de muncă, mă rog, dacă nu ia și alte măsuri. De exemplu, majoritatea ambasadelor de unde se recrutează, fie că este India, fie că este Pakistan, fie că este în altă parte, deja programează la 2-3 luni, m-ați înțeles? Avizele de muncă la București, de exemplu, te programează abia după 2 luni de zile, 3 luni, îți expiră o groază de acte, să aduci altele din nou. Deci, doar faptul că a făcut în loc de 50.000, 100.000, asta nu ajută cu foarte mult, da? Să-i mai suplimenteze numărul personalului de la imigrări, că aia nu mai pot să terminați, da? Sunt mai 2-3 persoane pe fiecare județ care soluționează dosarele astea, vă dați seama ce e acolo. Adică spui tu că ar putea ajunge mult mai mulți și că e nevoie de mult mai mulți, dar oricum, să încurcăm birocrația statului. Esența. Nu, deci, din punctul meu de vedere, putea să pună și 1.000.000. Săracii nu pot să proceseze mai mult decât deja o fac, ați înțeles? Adică această măsură singulară este apă de ploaie luată singular. Adică nu doar faptul că am mărit la 100.000 ne-ar ajuta să scăpăm de problemă, și să putem procesa aceste dosare, pentru că, da, sunt de acord cu procesarea lor. Trebuie să nu permitem în țară teroriști, persoane cu antecedente penale. Este foarte ok legea, da? Dar ceea ce și spunem noi astăzi e că există o intenție, da,
și un anumit mod de rezolvare a problemei. Adică România începe ca statele occidentale să se bazeze pe muncitori ieftini pentru că ai săi ori nu mai acceptă condițiile de muncă, ori pleacă în altă parte, ori... Nu este absolut nimic greșit. America, Franța, Germania, Marea Britanie, toate au fost clădite, economiile lor au fost clădite pe acest sistem. Noi suntem mai proști sau nu înțeleg. Dar aduc acești oameni valoare adăugată în societatea românească sau doar perpetuează un model de afacere și un tip de sărăcie care rămâne aici? Nu este adevărat. Dacă avem, tocmai pentru că noi nu putem să dezvoltăm, da? Nu putem să avem valoare adăugată dacă nu avem cu ce. Da? Dacă nu avem, dacă un ceas nu are anumite rotiții, da? Dragul el nu funcționează, nu contează Florin, rotițele alea. Ce muncitori aduci tu aici? Ia, spune-ne așa, în ce domenii angajezi? Păi, majoritatea persoanelor care vin în construcții și încă o chestie. Vin ce? Ingineri? Vin ingineri? Da, aici vreau să ajung. Toată lumea când vorbește despre adus din afară, da, se raportează la țările sărace. Pakistan, Bangladesh, da, Sri Lanka. Dar uitați că mai sunt și alte țări al căror oameni vin încoace, cum ar fi turcii, da? Turcii sunt mult mai bine plătiți chiar și decât românii, da? Un turc muncitor în construcții are de la 1400 de euro salariu în sus, plus cazare, plus 3 mese pe zi. Dar pentru care calificare, nu? Despre asta. Tocmai omul acela dă un rezultat mult mai bun asta decât... Aici ne întâlnim. Despre clasa asta vorbeau și ascultătorii mai devreme. Dom'le, România trebuie să facă un efort, să califice forță de muncă, să ocupe niște poziții cheie și, într-adevăr, da, poate primi grosul acestor muncitori care vin aici, că trebuie să recunoști și tu, că cei mai mulți, majoritatea pe care îi aduci, vin să muncească fizic, nu? Adică nu vin să facă rachete, nu sunt IT-ști, nu sunt medici. În momentul de față. Da, avem nevoie și de asta. Vă dau un exemplu. Am un client, nu mai contează, dintr-o zonă viticolă, da? Omul ăla avea nevoie de undeva la 200-300 de oameni să lucreze, până a văzut că nu mai are de unde. Era frică, pentru că era o total nebuloasă în capul lui, dacă poate să-i aducă, nu poate să-i aducă, pentru că și această lege a fost schimbată înainte să trebuia să dai salariul mediu pe economie, după aia mai sunt anumite condiții pe care trebuie să le respecti, nu poți aduce. Așa, și mi-a spus, dom'le, eu de la un om de gând să rad toată via și fac parc industrial și închiriez și nu mai mă bat capul. Da. E și asta o opțiune. Ți mulțumesc tare mult, foarte instructiv. Un om care e chiar în profesia asta, adică aduce oameni din străinătate. Vă dați seama că începe să fie o afacere din ce în ce mai bună. Cum o să arate România cu toată forța asta de muncă aici? Dar oare ați fi primiți să începeți să acceptăm aici cu familii, cu tot ce trebuie? Pentru că acum, da, e vorba de niște oameni care dorm în dormitoare și pleacă înapoi în Sri Lanka sau peste tot cu bănuți, cu tot, familiile lor rămân acolo. Dar poate următorul pas ar fi aici, să-i integrăm. Asta e o dezbatere viitoare, știu deja niște personaje de la niște partide care acum să văd cum să-i integrăm. Să aducem aici musulmani? Doamne frește, uite că îi aducem să facă treburile care nouă nu ne plac. Salutare, Călin! Imigrație sau salarii mai mari? Asta e dezbaterea bună de astăzi. Bună ziua! Salut inițiativa guvernului. Cred că este singura soluție pe termen scurt, din punctul meu de vedere. Și e bine că se dă drumul la moldoveni, ucraineni, pentru că ei sunt cumva mai apropiați de noi, așa, ca și cultură, ca și mod de lucru. Asiaticii în anumite domenii, gen construcții, sunt și mai pretențioși, în primul rând, din punct de vedere al climei. Unul care stă într-o zonă caldă și îl duci iarna să lucreze în construcții în afară, la minus 10 grade, nu mai are randamentul pe care îl are un ucrainean, de exemplu. Ai trecut prin asta? Da. Adică știi? Ești cunoscător? Sunt antreprenor în construcții. N-am adus eu personal, m-am... colegi care au adus forță de muncă. Nu vă imaginați că ăia sunt toți foarte buni sau foarte serioși și acolo sunt uscături ca peste tot.
În schimb, avantajul pe care l-au antreprenorii cel mai mare este acela al stabilității. Pentru că 2 ani de zile, cu mici excepții, că au mai fost, că au mai plecat de pe acolo, ai niște oameni pe care poți te bazezi că duci niște contracte la capăt. În România, angajatul român nu mai are responsabilitatea nici măcar a preavizului. Am auzit, domnule, de această situație. Am auzit că oamenii pleacă de la muncă, pur și simplu pleacă. Nici măcar nu mai semnează documente. Și pleacă acasă. Unii dintre ei mai merg și pe la ITM și fac o reclamație și spun că ei nu și-au primit banii. Nu știu ce ar trebui să facă angajator. Vreau să stea la poarta șantierului, al fabricii, ca să poată să-i plătească pe ei când vor să plece. Deci nu există preaviz, nu există. A fost o politică a statului în favoarea angajatului. Trecând peste faptul că angajatul român e de două categorii, foarte bine calificat sau marea majoritate slab calificat și needucabil, cum spunea cineva tot pe la dumneavoastră, cred că am auzit. Adică, practic, nu mai au nici conștiința muncii, nu mai au nici a programului, nici a unui contract de muncă pe care l-au semnat. Cam aici suntem, din păcate. Și spune-mi, asta e o chestie care se rezolvă doar prin educație. Iar asta nu poți să faci pe astfel mâine. Evident, aici o mare problemă, toate sunt înlănțuite. Ești patron. Cât e, domnule, salariul la tine pentru băieții ăștia care muncesc în construcție? Am auzit că s-a ajuns și la 3.500 de lei după ce... 3.500 de lei cred că este un salariu mic. Aha. Salariile la cineva care știe să facă ceva în construcții sunt undeva între 4 și 5.000 de lei net. Aha. Păi și nici în condițiile astea tu nu găsești oameni când plătești 1.000 de euro? Nu găsești, pentru că nu e o problemă legată de salarii. Este o problemă legată de educație, cum spuneam, de conștiință. Dacă ai munca în sânge, o ai și pe 4.000, și pe 5.000, și pe 6.000. Dacă nu ești format ca să fii educat și serios, n-ai cum să fii. Generațiile astea care înlocuiesc meseriașii care erau pe vremuri, sunt generații, marea majoritate, care au crescut cu mama și tata în Italia, cu bunicii, cu școală multă nu prea au făcut și știm cum a fost școala în România și n-au o viziune asupra unei meserii, nu că nu vin în construcții, ei nu se fac nimic. Adică nu vor să nu le place, le place să stea. Da. Asta le place. O să discutăm, să știi că la un moment dat o să invit și pe muncitori să vorbească despre patroni. O să vedeți că lucrurile vin la jumătate. Ar fi foarte bine, dar v-am spus, eu am avut o experiență cu niște șantiere în Suedia, unde se câștigau 2200 de euro net pe lună, cu cazare, cu avion, și vă spun, dacă n-aveam niște oameni vechi de când îi firma, mă făceam de tot râsul acolo. Da. Îți mulțumesc. 2200 de euro. Foarte interesantă povestea. Călin e patron în construcții. Cineva spune așa pe Facebook, foarte interesantă emisiunea de astăzi, dar întrebarea este perversă, interesant termen, pentru că vrea să primească un răspuns naționalist. Nu vrea să primească un răspuns naționalist, dar vrea să primească un răspuns echilibrat. Eu sunt printre cei care spun de ani de zile că vor veni muncitori din străinătate, mai mult decât atât. Spun că trebuie integrație aici, cu tot cu familii. Trebuie să vină în societatea noastră să completeze oamenii care au dispărut. Sunt un susținător al acestei măsuri, spun ascultătorului nostru, pentru că știu că lucrurile așa vor merge mai departe, că e cursul firesc al lumii. Dar ceea ce îmi doresc eu mai tare decât această rezolvare pe termen scurt, este un răspuns pe care îl putem da împreună ca societate. Nu cred, deși știu că migrația și plecatul e un fenomen firesc, îl văd și îl accept, cred că împreună, adăugând valoare la tot ceea ce facem și educație, putem reuși mult mai mult. Atenție, să vă spun încă o dată, plecarea fiecărui român din această țară, a unor oameni dispuși să cheltuiască bani mai mulți aici, pe mine mă afectează personal. Afacerea în care eu lucrez împreună cu domnul Sorin Niculescu, care aici la emisiune, și toți colegii mei de la Europa FM, este afectată de plecarea românilor care muncesc aici. Pe noi, vietnamezii, nu ne ajută decât că generează niște bani în societate. Dar voi sunteți ascultătorii noștri, voi intrați în mediul nostru și noi la fel. Poate că știți că în urmă cu un an audiențele radio au fost reașezate, da? S-a calculat din nou câți români sunt în țară și s-a scăzut în audiențe de la 19 milioane la 17 milioane.
Ce să vezi, ce credeți că se întâmplă când sunt mai puțini ascultători? Vedeți? De asta, deși înțeleg fenomenul, mi-ar plăcea ca românii educați și cu bani și românii și cu puțin bani și mai puțin educație să rămână aici, să lucreze în afacerea mea. Asta mi-ar plăcea, așa ar fi ideal. Da, în fine, e o discuție mai complicată. Marian, salutare, ți-am luat din timpul tău de vorbire. Nicio problemă, bună ziua. Oricum ajunsese discuția într-un punct puțin mai devreme, foarte interesant. În primul rând, ca să înțelegem cum discutăm, dumneavoastră vă considerați angajator sau angajat? Ha, pe să știi că da, sunt și, da, am și eu o firmă care are niște angajați, da. Cumva semănăm ca structură. Acum, ce vreau să spun, de fapt, ca idee? Problema care cred eu că este, problema este problema. Pentru că se încearcă a se rezolva o problemă plecând de la niște date false. Anume. Adică, ca să rezolvă o problemă, trebuie să ai niște date. Și ideea ar fi că trebuie privit din punct de vedere al funcționalității. Adică orice sistem am găsit, că salarii mici, că salarii mari, că angajați, că angajatori, trebuie să funcționeze, trebuie cel puțin teoretic ea să fie funcțională. Acum să ne gândim, un om care primește 4.000 de lei în condițiile actuale, chiar azi am constatat că prețurile de săptămâna trecută sunt altele, nu mai sunt alea. Acum, da, relativitatea la salariul meu e, mă rog, adică nu se mai poate lua în calcul chestia asta, legătura dintre... Și să luăm în calcul că un angajator îi plătește unui om 4.000 de lei. Are pretenția să vină la muncă, adică are pretenția. Mâncarea. E necesar să vină la muncă, să poată concentra, să-i fie mintea la ce face și omul să nu lucreze cu gândul la celelalte probleme. Deci trebuie să-și facă treaba acolo. Poate... Deci acel om care angajează un alt om și îl plătește cu 4.000 de lei, crede că e posibil. Poftiți? Nu, n-am zis nimic, dar știi ce mă gândeam? Mi-ai citit gândurile. Ma, în general nu ne gândim la problemele oamenilor pe care îi angajăm. Probleme. Deci, nu prea, le dăm niște bani, recunosc, le dăm niște bani și rare ori suntem preocupați dacă pot să... Las că să descurcă. Da. Vorbiți din poziția angajatorului. Da, acum. Da, vorbesc, da. Ca să-ți meargă treaba... Trebuie să omul îl pui acolo ca pe o mașină. O mașină, dacă nu o bagi în priză, n-are energie, nu merge. Nu merge. Acum, e adevărat, eu dacă, să zic așa, un om, ipotetivul, un om să lucreze, să fie liniștit, în ziua de azi ar trebui să aibă, să zic, ca să nu aibă grija că cu copii, cu toate problemele, un 1.500 de euro, 2.000. Știu că pare o nebunie, da, asta e realitatea. Exact asta mă gândeam și eu înainte fără de emisiune. Fără să se mai gândească la concedii, da, sau la excursiile alea, vacanțele care le fac antreprenorii în țări exotice, cu care ne-am obișnuit cu toții. Cum ai pronunțat cifra asta? Iar s-au umplut liniile telefonice, aici sună lumea, dragi. Da, știu, și eu am zis colegilor înainte de emisiune, mă, suma pe care o visează toți românii ca să trăiască bine aici este 1.500-2.000 de euro. Nu visez. Nu se poate funcționa altfel. Ok, îți mulțumesc. Rămân la concluzia asta că se termină emisiunea. 1.500-2.000 de euro sunt bani mulți în România pe care, eu nu folosesc termenul să-i plătești, că un angajator nu dă de la el. Nu poți să faci să generezi, să funcționeze, să rulezi cu sumele astea pentru o meserie medie, despre asta vorbim. Sunt foarte mulți bani. Acum viața ne împinge către oamenii ăștia în diverse zone, unde le dai 500-600 de euro. Dar să vedeți că viața asta are și alte fațete și în curând și oamenii ei o să devină din ce în ce mai scumpi. Nu e un bazin nesfârșit, dar important e pentru România, dincolo de această rezolvare pe termen scurt, să poată să facă ceva pentru cetățenii ei, adică să le mărească și educația, să aducă valoare adăugată și să încerce cumva să-i rețină aici printr-un soi de echilibru. Salarii ceva mai mari, servicii ceva mai bune, pentru că, în definitiv, valoarea adăugată cea mai importantă este generată doar de noi. România în direct se încheie aici. Mâine e Deșteptarea României cu Beatrice Mahler. Vorbim despre sistemul de sănătate. Eu sunt Cătălin Striblea. Spor la treabă! Participă la România în direct de luni până joi, de la ora 13:15 la Europa FM.